Ne aflăm la Baza Șinău, mai precis la noua grădiniță din Baza Șinău, grădiniță, să spun așa, care după 20 de ani reapare în această localitate datorită domnului primar și echipei sale. Au fost investiți, să spun așa, foarte mulți bani, pentru că noi considerăm că climatul educațional și educația sunt factori principali în ceea ce înseamnă dezvoltarea unei localități, datorită faptului că noi avem foarte multe puzuri în dezvoltare, puzuri care au foarte mulți tineri, iar tinerii, la rândul lor, au copii. Și atunci, practic, am ajuns în indisponibilitatea de a face față. Copiii plecau ba la Timișoara, ba la Moșnița Nouă, și atunci, practic, noi am considerat că trebuie investit o sumă destul de importantă din bugetul local în ceea ce înseamnă educație, mai precis în grădiniță, în școală și pe viitor într-o creșă. Această grădiniță, practic, deservește atât Bucovățului cât și Bazășului Nou, aparține de școala gimnazială Bucovăț, și dorim anul să deschidem și un alt punct școlar la Bucovăț. Avem alocați de la Guvernul României 7.700.000 de lei. Lucrările vor începe în această toamnă și sperăm ca în 2 ani jumătate să finalizăm și să ridicăm această grădiniță, care la parter va avea funcționalitatea de grădiniță, iar la etajul 1 de școală primare, de la clasele pregătitoare până la clasa a patra. Sperăm să realizăm în termen cât mai scurt acest obiectiv, pentru că, v-am spus, este foarte, foarte important pentru comunitatea noastră. Grupa mică din Baza Șinău este o grupă de program prelungit și o grupă de vârstă cu predominant de 3 ani. Activitățile la grupa mică sunt diverse și sunt interactive pentru a atrage copiii și pentru copii să se dezvolte într-un mediu cât mai propice. În prezent, în grupă sunt 19 copii înscriși. Grădinița a fost amenajată special pentru copii, în culori vii colorate, așa cum este necesar într-o grădiniță. Avem mobilier de ultimă generație și copiii beneficiază de activități educative, după cum vedeți, într-un mediu favorabil dezvoltărilor.